Radio, Vocea Speranței. Una dintre lecțiile pe care cu siguranță le-am învățat în perioada de pandemie este că, în zilele noastre, aproape orice poate fi făcut online. Job, școală, cumpărături, spectacole și chiar concerte au trecut în această perioadă în mediul virtual, ceea ce a adus nenumărate avantaje, dar și provocări. Despre noile obiceiuri digitale pe care le-am dobândit în această perioadă, vrem să discutăm cu Dumitru Talmazan, specialist în social media marketing. Bună dimineața, bine Bună ai venit! Bună dimineața, salutare! În ultimii ani se tot vorbește că online-ul, digitalul sunt viitorul, au apărut chiar noi profesii legate de sfera IT. Totuși, niciodată nevoie de digitalizare nu s-a simțit mai acut ca în această perioadă. Crezi că am avut nevoie de o pandemie ca să învățăm lecția asta cu digitalul? Știi, noi lucrând în domeniul ăsta ultimii 5 ani de zile, ne dat seama că țara noastră, de fapt, cu vreo 10 ani întârzie la nivel de progres digital și integrarea anumitor procese pe toate industriile, nu doar afacere, mm -hmm. dar pe tot, tot, în parte, cumva noi venim mai greu, ne vine implementarea lor. Și această pandemie ne-a apropiat mai din cu vreo 5-7 ani de zile precis. Adică, Am făcut un salt, da? Dintr-o da, 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 da. Adică se zice că progresul se face din două perspective, ori din lene, ori din necesitate. Adică nu știu, oamenii au inventat telecomanda din lene ca să nu scoale și să <laughs> din fotoliu. Ori din necesitate au făcut un, un un proces ca să fie mai ușor. De deci aceea, eu cred că elementul ăsta, ce s-a întâmplat, nu cred că cineva l-a planificat sau s-a gândit că o să se întâmple așa. Noi, pur și simplu, pus în fața unui proces și vestea tristă e că procesul încă nu s-a terminat. Adică noi încă suntem în acest proces. Din analizele pe care le avem și viziunea care o vedem, încă minim un an de zile pe noi o să ne țină acest vector. Nu s-a terminat tot aici avem încă de neadaptat și pe alte sisteme, cum ar fi sistemul de învățământ. Exact aici vroiam să ajung. Cât de da. pregătiți ne-a găsit pandemia din punct de vedere al digitalizării la nivel de instituții de învățământ, instituții care oferă servicii publice, instituții care oferă servicii comerciale. Am impresia că acestea cu serviciile comerciale sunt cele mai avansate, nu? da, o parte din afaceri au fost gata, o parte din afaceri s-au adaptat foarte ușor pentru că a fost simplu, nu știu, livrările, însă multe afaceri au suferit cu siguranță în contextul ăsta. Adică digitalizarea afacerii nu s-a întâmplat din două motive. Primul, financiar, Adică nu au avut sisteme, oameni, publicitate ca să își permită să facă un site, să-și facă publicitate, să angajeze un marketolog digital. Din cauza asta au omorit sau mor afacerile. A doilea motiv este din cauza um, creierului. Adică încă directorii nu își dau seama um, Că necesar este. este necesar. Ce ține de studii, ce ține de sistem de învățământ, uh, cu siguranță nu este simplu. Cadrele didactice sunt de vârsta generației XY Ei nu au avut interacțiune Cum se zice Ei mai mult lucrau cu computerul Și asta o complicată situația Internetul era o paradigmă negativă Și acolo faceți ceva prostii Nu ne băgăm noi acolo no. Și acum nu știu cum, dar Moldova știe ce Zoom Dintr-o adică, dată. <laughs> Peste noapte, da. Dar, mână, nu știe cum să deschide computerul, dar deja știe să lucreze și în Zoom. De deci, aceea a fost o, un stres enorm. Am cunoștințe în sistemul educațional, sora mea este profesoară, noi avem tangență cu școala de instruire în domeniul social media și vedem cum se chinuie generațiile și cum cade calitatea pe de-o parte. Pentru că sunt foarte multe Studii care se pot face și la distanță. Dar studiile la distanță nu au fost invitate acum, în pandemie. Ele sunt, poți termina garvardă online, adică fără să ieși din casă. Mm. Respectiv, minusul cel mai mare este că la distanță poți să înveți doar cei care știu și vor să învețe. Adică online-ul. El este o formă simplă, nu trebuie să ieși, nu trebuie să cheltui, studiile sunt mai ieftine. Real poți să înveți, dar dacă tu vrei. Dar noi știm foarte bine că la școală oamenii nu vor să învețe. Adică majoritatea, la școală <laughs> da, să nu generalizăm. la școală de dus. Deci e destul de complicat, mai ales în clasele primare, scrisul sau alte procese care e ca, e ca, nu știu ce o să fie din septembrie. Apropo, vreau să te întreb, cum vezi tu, cum crezi că am, în cazul în care școala rămâne la distanță. Șapte variante. Șapte. Zice eu, eu ziceam, am auzit să de două că da, vor mixa. Nu. Ministerul uh. a dat șapte uh, scenarii, dar am impresia că se apară optele. Adică, <laughs> e, pentru că, cumva, așa, șapte scenarii. De, de fapt, nu sunt multe variante. Avem varianta ori nu, ori da, ori da cu nu. Atât. Adică, cred că oricum. Uh, Vom bineam... continua să învățăm din mers Că într-o lună nu știu neapărat ce okay. reușim Anul ăsta nu se schimbe nimic În contextul pandemiei Adică noi avem în țările în care asta s-a început S-a început al doilea val uh, Noi vedem că uh, cifra crește Soluția nu este Și ziceam la început Noi am observat așa o chestie Oamenii vreo 2-3 luni de zile Se gândeau că ea, ca ea ca termină, ea cam ca ușa se termină Și cumva uh, Nu întreprindeau acțiuni de schimbare Digitalizare sau adaptare dar aia ca aia ca din septembrie oamenii își dau seama că nu o să se întâmple, pentru că un factor decisiv este, uh, să spunem așa, anticorp este sau uh, antivirusul uh, față de acest pandemie și el nu există încă. Și chiar dacă să-l facă în septembrie, în Moldova el o să ajungă peste vreo de an. Adică noi real, matematic și logic să gândim, noi anul 2020 vom continua să păstrăm distanța socială, vom continua să purtăm măști, vom continua să ne marginalizăm acțiunile offline și să fortificăm acțiunile în online. Ai spus că la nivel de instituții eram cumva în urmă cu nivelul de digitalizare, dar cum s-au adaptat oamenii la noile obiceiuri digitale, nu știu, cumpărăturile online sau serviciile online? Și dacă crezi că pandemia va lăsa în urmă o societate mult mai, care se va simți mult mai confortabil cu tot ceea ce înseamnă online? Uh, cu siguranță au crescut uh, consumul online la nivel de servicii și produse. Adică, uh, știi, era o statistică la noi uh, înainte. Uh, oamenii foloseau cardul, uh, majoritatea, 70%, dacă nu greșesc, o dată pe lună, uh -huh. cardul. Atunci când vine salariul și ei trebuie să-l scoată banii de pe card. Pentru că coșul de consum este așa de mare, că oamenii cumva trăiesc o parte, ori cheltuiau. Ori trăiau pe datorii și când vine uh, suma, Îmi împărțeau o care și -o, o, o Adică nu era ceva de genul că întotdeauna pe card la tine stau câteva mii de lei. Uh, și acum folosirea cardului s-a mărit, oamenii sunt tare ok să cumpere mâncare, uh, sistemele de livrare au crescut. Oamenii sunt tare ok, mai ales generații tinere să-și comande haine și papuci cosmetice la livrare. Dar era uh, înainte asta. era, era, dar au crescut. Și sunt sigur că o să crească. dacă noi iarăși ne uităm prin țările apropiate, Europa, America încolo, o să vezi că, uh, spre exemplu, am rug în Anglia și uh, ei comandă mâncare cu câteva zile înainte produse alimentare, genul cartofi, ceapă, pentru că în Londra sistemele de livrare nu reușesc. Adică tu trebuie să prinzi mm -hmm. noaptea, rând, să găsești o ferestruică ca să-ți aduc Adică chiar și mie de virtual stai la coadă, da? Cum da, da, este, este, mie de virtual, stai la coadă, numai că e mai plăcut, stai acasă, ești la da. film, dar trebuie să faci refresh dacă tot e ok. Respectiv, consumul va crește și cei ce va lăsa, e o întrebare destul de logică, ce ce spui, dacă va lăsa sau nu, cu siguranță da. Noi mergem într-o era în care vrem noi, nu vrem, a noi, n dar digitalizarea este inevitabilă. Progresul tehnologic, progresul informațional este așa de mare că noi asta nu putem opri. Din păcate, posibil, pentru că se pierde elementul ăsta de human touch, umanitate, mm -hmm. elementul ăsta. Adică noi azi nu mai putem să înregistrăm această emisiune și să foșnească ceva pe, pe, pe să audă bă, gabarit Moscova, da? Dacă noi nu putem așa să, să, lucrăm pentru că oamenii știu un nivel de calitate. Spune că noi trebuie să creăm condiții ca să fie tot ok. Adică și așa pe toate industriile. Oamenii au dat de bunișor. Și atunci mm -hmm. ei au văzut lumea, au Standardele s-au ridicat. Da, și el deja știe că nu se mai cu gazeta colorată. Adică e ca în sensul ăsta. Dar dacă vorbim de antreprenori, de companii, cu siguranță își vor regândi strategiile. De exemplu, dacă se vor lansa companii noi, vor avea grijă ca neapărat să-și asigure și o prezență în online? Da, 10-15% din populație și-a pierdut job de bază. Uh -huh. Eu cred că peste jumătate de profesie în 10 ani să dispară. Uh, și tot ce ai învățat, uh, cel mai trist este că sunt anumite profesii uh, foarte complicate și triste, cum ar fi medicina. Eu cred că o parte din medicină, funcții medicinale îți dispară pentru că o să fie tehnologie robotizată și automatizările. Și atunci, același intern, o să poți face deja 4-5 acțiuni, nu două, Și o să trebuiască mai puțin intern. Mm -hmm. uh, și afacerile nu sunt o excepție, uh, ele nasc profesii noi, cum ar fi departamentul marketing digital deja este, integrarea lui. Înainte era așa un om, îl chema să iar, așa, este? este. Este. Uh, care e uh, fașiteat. El e ideal și este un om cu capacități foarte mari, dar uh, dispare aceste funcție. pentru că aceste funcție s-au zdrobit pe subfuncții, aparte copywriter, aparte designer, aparte media manager, aparte analytic manager, aparte project manager. E că este cinci funcții, erau și sunt în unele direcții uh, în uh, social media manager. Și atunci, uh, companiile își dau seama că noi billboard-uri n-as mai avem, noi avem solicitări, spre exemplu, de training corporative la companii mari, pentru că ei au bugete, bugetate în anul 2020, și n-as fac facă offline evenimente. N-as mai facă billboard-uri. Uh, respectiv, și trebuie făcut cu bani, dar de, companiile medii mari au buget de marketing și ei trebuie să-l cheltui, pentru că așa este bugetat. Uh, respectiv, uh, ei activează digital ei încep să facă comunicare digitală, ei încep să fie în rețele socializare, să fie în Google, să facă email marketing, să facă SMS marketing, adică oamenii pe de parte, unii care n-au mulți bani, pot să 100 de euro să facă tare bine acțiuni în online. Și sunt alții care n-au încotro cheltui bani în offline și încep să facă evenimente offline sau în alte chestii. Dar cu siguranță schimbarea și vectorul Asta dai seama, noi zilnic, real zilnic. Cineva ne scrie Dumitru, avem nevoie de promovare. Cineva ne scrie, avem nevoie de consultație sau cineva ne scrie, avem nevoie de un training corporativ. Pentru că și-o dat seama că cadrele interne nu sunt gata și, respectiv, trebuie instruite. Mai alaltă, iar am avut un training pentru o organizație de avocați, și nu despre cum sunt vinzi, pentru că suntem ridicare regulii lui un pic la nivel de promovare, dar despre securitatea cibernetică. Noi mm -hmm. avem acord de colaborare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Informaționale, uh, Poliția Moldovei și uh, noi până la pandemie vorbeam foarte mult la copii, pe școli, despre securitatea în online, despre sexting, despre billing, despre phishing. Termenii ăștia, eu zic că uh, lăstămurile astea apar deja în viața noastră, uh, fac parte deja din noi Până acum nimeni nu a sunt de mult. Și fraudele online, hărțuirea online, e că asta este partea dark a digitalizării, uh -huh. care, din motiv că părinții sunt din generația XY, ei nu sunt, ei nu înțeleg copiilor care sunt din generația Z, Alfa, spre exemplu. Și atunci, aceștia sunt supuși unui risc foarte sporit de fraudă. Pentru că părinții nu poți să-i ajute, nu poți să-i sfătui. Înainte îi nu ieși afară, nu te juca că ești merg mașini. Uh -huh, uh -huh. Uh, dar mai, el nu poate să-i spui, puneți antivirus și te rog frumos uh, prin proxy server și prin... Uh, adică părinții nu sunt gata să susțină copiii pe sectorul online. Și atunci ca aici vine o leacă de negativ. Eu vreau să ajungem mai târziu la siguranță pe internet, dar pentru că toți suntem aici. Uh, ce s-are în vedere mai exact prin siguranță pe internet? Pentru că, de exemplu, nu știu dacă îți pui niște date caracter personal, este evident că te expui. Dar mă refer aici la expunerea aceasta subtilă. De exemplu, îți pui o poză în care îți se vede casa și cât de bine trăiești sau că ești în aeroport și pleci în altă țară. Adică eu mă gândesc, atâta timp cât nu ești o persoană publică, cine și-ar bate cap cu existența ta umilă? Da nu. Te noi expui într-adevăr? Noi cu... trăim într-un glob transparent în care tot ce faci tu se vede în care orice postare pe care tu o vei face, ea nu poate fi ștearsă niciodată, chiar dacă tu o ștergi. Pentru că, că atunci când ai postat, uh, sunt zeci de companii și noi avem un partener din Hong Kong, care scanăm internetul zilnic, 24 din 24. Asta se face pentru Big Data, pentru analiza datelor. Eu nu știu că tu ești Ioan, Gabriela sau Dumitru. Eu știu că este un user care postează check-in-ul în aeroportul Chișinău. Acest user... Peste patru ore au postat că el este în Londra. Eu mă duc pe uh, uh, Airbnb sau mă duc pe alte site-uri uh, și mă uit cât costă în Londra casa pe o zi. Pe urmă eu văd că acest user a făcut check-in înapoi în Chișinău peste 10 zile. Înseamnă că el a stat 10 zile în Londra. Înseamnă că el în mediu a cheltuit vreo 1.000 de euro pe viață. Eu știu că coșul mediu pe consum, ca străiește o zi în Londra, e vreo 30-50 de euro, înseamnă că el a cheltuit vreo 2000 de euro, înseamnă că el nu este uh, mediu minus cetățean, este mediu plus. Este Face ID-ul la telefoane, da? Este tehnologia de recunoaștere a obiectelor și a lucrurilor. Respectiv, noi, după pozitele tale, putem să aflăm ce fel de om tu ești, la nivel de consumator și la nivel de bani, iar după aplicațiile instalate în telefon, ce orientare sexuală ai. După căutările în, în Google pot afla. Asta ce... sună fricoșător! Asta, da, mai ales oamenii care aud, dar nu mă văd, știi? După căutările în Google, pot ști în ce fel de lună de sarcină tu ești. Și asta este comportamental. De ce? Asta este big data. Big data ok, unde se stochează toate datele acestea și cine are nevoie de ele? Adică la, la ce bun? mari. Companiile mari care conversia de 0,001% de îmbunătățire a audienței le fac milioanele. Da. Noi vorbim de corporațiile mari care procesează date. Asta este big data în care mie îmi trebuie predictibilitatea consumatorului de acțiuni. Adică el vrea să știe când țăie a să trebuiască pot guznici. <laughs> și atunci el știe că dacă uh, uh, sunt o uh, uh, mie de femei care când caută uh, ce să fac dacă uh, uh -huh. uh, am amețeli, spre exemplu. Da? Uh -huh. uh, pe urmă, e după asta caută am amețel și nigreață, sau, <laughs> Adică uh, el știe că aceste simptome sunt concret pentru gravid în 90%. Adică probabilitatea 90% că ești gravidă, dar sunt niște simptome clasice care deja milioane de femei uh, au confirmat că asta e așa. Înseamnă că cu mare probabilitate el deja poate să te pună într-o audiență și să arăte o publicitate pe care tu nu o observi, dar tu o vezi. Uh, asta nu se întâmplă în Moldova. Uh, la nivel de companiile de Moldova nu au așa. Asta dar așa la nivel fi... mondial asta are o bază legală? sau? Uh, da, uh, tot ce postez pe internet nimeni nu interzice ca eu să salvez. Și Ci cineva să te zici să salvezi poza din Facebook al fost fostul tău? <laughs> <laughs> tu doar ai salvat, ai imprimat, ai pus în perete, ai luat darțul, nimeni nu ți-a ți interzis asta. Respectiv, de facto, nu este o legislație care se poate controla. Mai mult ca atât, foarte multe site-uri, foarte multe companii au așa o chestie în care scriu. Dacă tu ne scrii nouă, noi putem șterge datele tale. Facebook, spre exemplu. E că tu poți să-i scrii lui Facebook, te rog frumos, ștergi în contul de Facebook tăi și tăi ce eu acolo am postat. Uh -huh. El o să-ți spună, ok, am șters, dar tu nu poți controla. Tu nu ai acces la serverul lor. Nu este nicio informație că real asta a fost șters. Și nimeni nu poate să-ți asigure această transparență. Numai dacă întâmplător, peste nu știu ce timp, poate să iasă la iveală și că atunci o să se vadă fraudă. Dar asta nu o să iasă. Adică internetul este salvat și, spre exemplu, după marca mașinii, după culoare, după arhitectură, noi putem afla unde ai fost tu. Pentru că calculatorul procesează internetul și el vede că colțul ăsta de casă cu par coincide... Dacă ai văzut de spionă filmele astea, da? Dacă ai văzut filme de CSI, când prin... E realitatea în care noi trăim. Cum mai înțeleg pe oamenii care vor să stea în afară... Da. Tot ce înseamnă rețele. Noi am avut uh, am finisat MBA-ul în Londra, și am avut o sesiune de securitate cibernetică cu consultantul Margaret Thatcher, și el spunea un lucru, îl repet deseori, nu contează pe cine, întrebarea este în cât timp. Adică să uh, fixăm uh, pe camera uh, de la calculator uh, sticker să nu ne vadă în laptop nu este o soluție. Nimeni nu se uită la tine. E ipoteza care tu ai spus înainte. Dacă suntem așa cu ei, cui noi trebuie, da? Adică, este un sistem care nu nu neapărat că amuie pe noi ne ascultă cineva și e ca din cauza asta trebuie să și mai înșet. adică, de fapt, nu trebuie noi la nimeni, suntem prea mititei. Dar dacă vom deveni cineva, atunci, cu siguranță, se poate de făcut un tracking mai avansat. Dacă eu am nevoie de tine, de informația ta, de este, eu altă cale să eu decât să folosesc un sistem dita mai mare și scump, care să trăcuiască mm -hmm. pe tine undeva tăci tu vorgești uh, acasă. Uh, plus, este momentul că nu este o soluție să fugim de asta. Este ca elementul ăsta de securitate. Și este elementul de dacă n-ai și ascunde, n-ai și frică. Deci de ce ai tu să ascunzi dacă tu așa? Să nu afli nimic și vorbesc eu, să nu mă vadă, nu Adică, ce să ascunzi? Nu, adică, de fapt, nu ai. Uh, numai dacă nu ești o persoană publică și nu ai anumite nivele de informații care nu trebuie să fie expus și atunci tu, real, uh, o să-ți minimalizezi uh, accesul și instrumentele de digitalizare. Nu-ți mai postezi ce tu mânești, da? Adică uh, plus uh, este elementul că este ca dimineața să speli pe față și pe dinți Și te îmbraci în haine curățele Cum ar fi o profilactică E că este așa și în internet Parola nu trebuie să corespunde de la rețele socializare Cu parola de la e-mail a, eu, eu, Și când... de la, alte, ce și mai de la alte Rețele sociale și la alte e-mail-uri Adică parola de la fiecare rețea socială Trebuie să fie unică Dar cum arată o parolă bună? și sigur? Cum arată cifre? A, a mea poți să arăt <laughs> Hai te <rog. laughs> Cifre, litere, simboluri, puncte, litere mari. Adică nu trebuie să fie logică. Adică parola real nu trebuie să fie logică. Chiar vorbeam într-un matinat săptămâna trecut că nu știu câte milioane de oameni au parola de la 1 la 6 cifre. Sunt sisteme care nu... este sistemul phishing. Când noi ne ducem undeva peste hotare, noi prima ce facem la aeroport, noi ne conectăm la Wi-Fi. Mm -hmm. Uh, wi fi e una din cele mai nesigure sisteme prin care poți să informația. Uh, deci, ai phishing de a, la pescuit, uh, în care uh, nu știu de ce, dar cu siguranță cei care ne ascultă, care au fost vreodată mai departe de sărata galbenă, au uh, uh, observat că ca să te conectezi la Wi-Fi trebuie să pui numărul telefon, trebuie să pui numărul de e-mail, trebuie să confirmi niște sisteme, tu dai niște date. Apeia, da. uh, câteodată, asta este Wi-Fi-ul aeroportului. Dar câteodată, vis a -vis acolo la Fantan, stă un băiețel cu un uh, aparat care a creat o rețea virtuală de, și toate datele pe care tu le introduci, el le salvează la dânsul. Și asta este în marele situații deser, localuri, pe plajă, adică e, după care tu revii de psihotare și întâmplător începi să vezi publicitate în calendarul la tine, vânzare de asta, jos ca se întâmplă. Sau începi să-ți spargă telefonul, sau începi să-ți spargă e-mail-ul, îți spune, cineva încearcă să se conecteze. De ce? Pentru că el a luat e mail care tu l-ai pus, Uh, acolo, tu când ai pus uh, telefonul și când uh, el spune, am uitat parola și el spune, din ce țară tu ești? Dar tu ai pus uh, 37360, păi neamnă, dacă din Moldova tu ești. Efectiv, <gri> el alege Moldova și asta face robotul și el încearcă niște combinații. Uh, ieri, alaltă ieri, uh, noi două conturi au fost în deblocare la persoane publice care, pur și simplu, vine uh, în Instagram, am este un val foarte jos că nu știu de ce persoane publice s-au pusă, Genul, cineva încearcă din Turcia Să conecteze, asta tu ești sau nu? Avea că problema este că Tu ești, asta e albastru Nu tu ești așa, surișor Sau roșu sau negru Și oamenii, fără să-și dăi sama Văd că asta este de la Instagram Și cliquează albastru mm -hmm. Și dau voie, singuri Ca să-ți spargă ție contul Adică, Acum noi suntem în, 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 curs, așa în comunicare cu, cu câțiva Pentru că noi, având Agenția, având un buget a clienților noștri, care este peste 300.000 de euro anual, noi setăm publicitate, noi avem un chat cu Facebook-ul, unde putem scrie direct la specialiști și solicita ajutor. Și încercăm să-l scriem că ei să uite, pentru că e fraudă, pentru că acolo se vede că e fraudă. Dar ce fac ei? ei ți fac contul. Pentru ce? E ca tu spui, eu pentru ce lui trebuie contul meu de Facebook sau de Instagram? Pentru faptul că el are produse genul uh, care se vând prin Chitai uh, uh, și uh, India, uh, niște genți, uh, niște papuși, niște cosmetică coreană care care e tare strumpne, tu te și vezi că să e spam și el nu poate să creeze conturi noi pentru că instagram îl blochează. Dar el e contul tău care deja are vreo 5 ani, el este în zona pozitivă a Instagramului. Și el pur și simplu încarcă pozele lui și începe să promoveze din contul tău. Și pe un te blochează. El te duce la altul. El are sute de conturi care el poate folosi pentru promovare produselor sexuale, produselor care sunt interzise legislativ, cum ar fi alcoolul, medicina. Adică sunt foarte multe produse care se interzic și se blochează contul. Se face ban. Chi el îl folosește conturile astea de Instagram, de Facebook, că n-a dat piste căzut peste așa fraudă, Radica Cerănic, au căzut peste așa fraudă, Lelu, o căzut peste așa fraudă. Acum, încă vreo trei persoane publice și noi, ca noi, încercăm să le... Dar când cu... să te, um, loghezi pe alte site-uri cu facebook e sigur? Dacă site-ul este bun, da, eu folosesc acest sistem. Nu Dacă site-ul este bun, uh, am un, uh, um, un site... Uh, <laughs> Eu am trecut niciodată nu trec 8 din 8 maxim am avut 5 din 8 uh, Dacă poți să recunoaște un phishing. Și acolo este un site care îți ție exerciții în care uh -huh. te întreabă este phishing sau nu e phishing. Și acolo el îți spune, ia că ți a venit un email la Gmail, spre exemplu. Și că încolo acolo scrie: support uh, aron uh, Respectiv domeniul, uh, site-urile oficiale. Um, e foarte important ca e mailurile sau de la site-urile oficiale întotdeauna, întotdeauna sunt cu e-mail-ul aron și site-ul oficial, gmail.com sau uh -huh. uh, yandex.ru sau dropbox.com, nu mail yahoo.com, adică um, dropbox-ul nu trimite uh, e-mail de la yahoo sau Instagram-ul de la yahoo, el are al lui domen personalizat. Și asta este un, unul dintre uh, criteriile în care putem identifica dacă ne -a e mailul care ne-a venit oficial de la însăși uh, Aliexpress sau nu, sau asta este uh, Facebook, căcoita, uh, sau când îți scrie în comentarii contul vostru este în fraudă, clic aici, într-o și parola. E asta e phishing jos. E că asta e că asta cel mai des întâlnit în care în comentarii îți spune că contul tău este supus unui atac, Facebook-ul scrie cumva în comentariu. Adică îți imaginezi, da? El, Facebook scrie în comentariu. Aici la nivel de uh, situație e absurd. Facebook nu poate scrie ție în comentariu la poză. El dacă scrie, scrie pe e-mail sau un centru de asistență care este în contul tău. Dar tare mulți pierd asta, asta. Asta nu știu, tu gândești pentru că ești din Posibil, sfera asta, dar deci și noi publicul nu e foarte educat mult, la nivel mult, de... Mult, mult, pe subiectul ăsta, că Facebook-ul nu o să-ți comenteze dacă nu faci share nas ploaie sau ați lucrat <laughs> contul. Știi, era o fază de asta, tipa Facebook-ul ploaie, trimite la 10 prieteni, și tu nasa. E că asta e trash la nivel de uh, securitate uh, și da, despre asta trebuie vorbit cu siguranță. În perioada de pandemie, rețelele sociale au fost pe de-o parte un catalizator al stării de panic și tensiune cu tot felul de știri false și știri negative din abundență. Pe de altă parte a fost un mediu în care oamenii, nu știu, s-au refugiat parcă de tot ce se întâmpla afară și în societate și încercau să plaseze conținut, altfel de conținut, nu știu ce fac în carantină, apeluri la mobilizare, stați acasă. Cum s-au manifestat schimbările în social media în această perioadă și ce conținut a fost cel mai consumat, ce tip de conținut? E yeah, yeah, cu siguranță, era vizibil că s-a schimbat ceva. În primul rând, dacă vorbim de activitatea social media, au crescut bugetele. E că cel mai banal, la afaceri, au crescut bugetele. Uh, pentru că publicitatea a devenit mai ieftină, din motiv că majoritatea afacerilor pur și simplu s-au închis, majoritatea afacerilor s-au speriat și nu făceau acțiuni, iar cei care erau în temă au mărit bugetele pentru că s-au eliberat teritoriul. Și reclama era mult mai ieftină în primele perioade, asta a fost. Uh, respectiv, uh, noi vedem că partea asta de comunicare în social media, uh, ea a prins un val enorm de uh, content video, foarte mare. Resursele, cum ar fi Facebook, YouTube, Show, uh, uh, Vimeo, și au minimalizat pixelii, adică ei au coborât calitatea videoului pentru că impactul traficului era foarte mare. Adică foarte mulți au stat pe YouTube toată mm -hmm. ziua. Mulți au început să creeze conținut YouTube, toți au devenit vloggeri, toți au devenit uh, specialiști și se uh, uh, exprimau în contextul ăsta. Deci, noi am avut. Și avem în continuare un flux de informații Și asta este că o, o parte, uh, întotdeauna în pare să vorbesc de, de două paradigme și pozitivă și negativă, uh, uh, o parte negativă uh, și consecință negativă la tot asta, că oamenii au pierdut atenția. Mm -hmm. Adică noi de pe zi pe zi suntem tot mai neatenți în rețelele socializare. Noi suntem tot mai neresponsabili față de contentul care este. Și aici suferă cei care creează acest content. E că tu creezi o emisiune, da? Și la asta nimeni nu o să uite. Nu o să deși, da, pentru că încântăiește milioane de emisiuni sunt. Respectiv, factorul de decizie este 3-4 secunde. Dacă nu mai prins în 3-4 secunde, atunci gata. Uite te Și atunci intervine publicitatea. Și uh, companiile uh, sau rețelele socializare solicită tu să pui bani ca să te vadă oamenii. Pentru că ei, uh, adică, și nu bani să te vadă, dar bani, că el să arate încă mai multe ori anunțul, ăsta, poate cineva dai Da, Adică, în sensul ăsta, e foarte important să înțelegem că uh, contentul sau consumul el cu siguranță e schimbat și noi avem un factor psihologic care, dacă nu l luăm în calcul, Putem să dăm în bară. Tare, tare, tare putem să dăm în bară. Cu siguranță a apărut rețeaua socială frumoasă TikTok, care da. a făcut valuri mari. Și, și văd că o interzic în mai multe tari. A, da cred că nu s -o înțeles la comisiune. <laughs> Din motivul ăsta, da, da. Da, da? Pentru că ea nu pare că ea este mai diferită decât stories pe Instagram sau mai diferită decât um, uh, nu știu, contacte. Dacă știai, contacte este unul dintre cele mai mari resurse post-sovietice gratuite de pornografie. Adică, contacte acolo e tare mult gratuit pornografie. Deci, adică, uh, dacă noi să nu uităm, nu că aș fi adeptul TikTokului, dar eu cred că TikTok este un rezultat a generației alpha, a generația copiilor mei, la început. Asta era așa. Pentru că acolo erau copiii noștri. De ce? Pentru că acolo nu sunt părinți. Și ei făceau tot ce vrei. tiktok a început să uh, minimalizeze impactul copiilor. Adică tu, dacă ești în TikTok, tu ești în TikTok. Nu, e nu e. Sau din păcate? Eu nu știu după asta, precis că să, să vrei stiu, <laughs> De asta nu, nu cad în tiktok e. TikTok. <laughs> uh, și acolo puțin copii se arată. Acolo tare mulți deja părinți Adică părinți au venit și eu dat afară pe copiii din TikTok și au să facă trenduri și dansuri și content. Uh, e foarte uh, specific te-a asta socială. Eu spun un cuvânt uh, dacă vreți pe urmă îl pipăiți, da? Dar el este un fel de, dacă vrei să pești vreo două ceasuri de vreme, du-te în TikTok. Adică acolo real fugi timpul repede. Acolo sunt niște video de 15, 30, 60 de secunde care pur și simplu numai video, stories că el e în formatul stories. Și tu pur și simplu stai și te uiți. Acolo, nu știu uh, cât poate să țină valul ăsta TikTok-ul, nu știu, pare să... El ține și el este în creștere, pentru că el odată dat o chestie, un flux de conținut uh, proaspăt, uh, conținut neorganizat. Adică oamenilor le place să vadă realitatea. Spre voi acum e că filmați uh, pe camere, da? O parte din oameni se uite pentru că lor e interesant, dar cum asta este? Da, adică backstage-ul întotdeauna a fost o chestie... A fost, Ia să um, vedem și da, 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 de... da, asta, da cu... intrigă. Da, da, da și uh, cei care nu mă să ne asculte, nu știu că eu mă făță pe scaun de stângă dreapta. O să văd ce Dar și să și cu dânsă și dus pe parte. <laughs> Respectiv, elementul ăsta că uh, se vede uh, după culise, pentru radio, că pentru că trendul ăsta este de vreo câțiva ani, uh -huh, nu uh -huh. era chestia asta, nu era nici tehnologie și poate nici nimeni nu s-a gândit la chestia asta, spui o cameră și să arăte și radio. Dar era, dacă radio e radio, e voce, nu este video. Și în contextul ăsta și-a venit momentul că o adus un flux diferit. Momentan acolo nu este foarte popular la nivel de vânzări, dar e mega popular la nivel de vizibilitate. Unii au și vânzări de acolo, dar dacă vrei, spre exemplu, jumătate de milion de vizualizări gratuite, tu ai șansă simplă să faci popularizarea informației tale. Și, spre exemplu, radio ar putea să uh, ducă un buletin de 30 de secunde în fiecare zi despre nu știu ce, pentru audiență și să vezi cum oamenii se uite. Mai mulți ca în Instagram. Dar nu crezi că am ajuns la supra-saturație și după ce se potolește un pic cu pandemia o să avem nevoie de social media detox? N am A, de... Eu periodic fac social media detox. Mie tare îmi place în cre... nu într-un rețet socializare. Da? Dar, da. Și pe urmă tare greu luni se revin. Adică eu, Ești lume, bombardat dar, cu... Eu un fel de parcă m-am dezvățat parcă, parcă <laughs> stau și două zile încolo, încolo. Da, da, da. serios, adică eu, eu, eu obosesc dar uh, fiecare generație, fiecare perioadă a avut Instagram-ul lor da? aveau cineva uh, avea televizorul, cineva avea radio cineva avea nu știu, alte procese care pentru uh, discuții părea că dar nu vă pare că televizorul zombează? Dar mâia la oameni stă televizorul, nu i-a de vreo trei săptămâni? Stă pur și simplu în loc de ramă neagră pe Și, și nimeni nu-și face griji, hey, zombează, dar cum noi nu-l aprindem la de acolo? Poate să pentru ca să facem prin Apple TV un swipe și să duc încolo. Adică e o chestie care mie îmi pare că este inevitabil. E că mie îmi pare că noi am putea să credem că genul gata de mâine, mie îmi pare că uh, Întotdeauna să fie oameni care nu o să în internet, care nu o să fie în TikTok. Dar eu sunt sigur că tu, degrabă și în TikTok. Pentru că vrei sau pentru că trebuie. Eu și Instagram mi-am făcut... Când am blocat s-a Nu, este inevitabil. Eu... Eu, eu sunt sigur. De ce? Că, că îți dă senzația că ești depășit și nu ții ritmul cu... Nu, pentru că în contextul activității tale tu posibil o să vezi că generația alfa de care tu ai nevoie ca ascultător este acolo, dar dacă tu nu ești acolo tu nu comunici cu ei. Și atunci tu o să-ți dai seama că principiile care tu le-ai avut sunt bazate pe experiența ta și pe oamenii care te înconjoară. Dar dacă tu să vrei să ieși din uh, celula ta și să influențezi mai mult, tu trebuie să folosești instrumente care corespund un impact mai mult. S vrei să prășești în grădină? E una. Dacă îmi vrei să ari lanul, asta e altceva. Deci, Adică, nu că tu mă prășești în grădină, adică nu ți se genul... Dar cu siguranță sunt, uh, spre exemplu, oameni care ar putea să te audă, dar ei nu te aud că tu nu ești acolo. Atât, doar, doar din motivul ăsta. Vreau acum să revenim la Profesiile astea legate de IT care apar noi. Suntem în perioada admitere și nu știu dacă dăm un search pe portalul astea de anunțuri de angajare, vedem că cer profesii din astea care nu prea știm ce înseamnă și unde se învață. Uh -huh. Tu îi sfătuiești pe tineri să se orienteze spre ele și de fapt în universități chiar unde se învață. De exemplu, eu mi-am spus aici câteva denumiri, eu nu știu dacă o să le pronunț corect, dar toți mă ajut. Software, developer, data analyst, brand advisor, cu mm. restul Data analyst, da, adică ce -i spuneam eu, big data. Mm -hmm. Analiza datelor, ăsta este un trend foarte puternic. Oamenii care au date, dețin informația. Dar oamenii care țin de informația, dețin controlul. Cât mai multă informație am eu despre tine, cât mai mare probabilitate că eu să te convinc să faci ce, ce vreau eu. Adică dacă eu să știu ce-ți place ție, ce filme privești, care sunt hobby-urile de ce noi putem influența rudele noastre, că le știm. Și spui, hai, las, că eu mă uit la tine și văd cum nu -și adică, <laughs> pentru că tu, tu, vieți, tu știi, <laughs> dimitele, că el, nu, el nu este așa. Respectiv, despre consumatorul nostru, fix așa, cu siguranță, este așa o chestie care se cheamă GANS chart. Adică, dacă scrii în Google GANS chart, no, uh, nu știu. o să ai posibilitatea să scoți niște Uh, parabole cu trenduri în diferite industrii. Spre exemplu, poți scoți gans ceartă pe uh, marketing sau pe anumite profesii și să vezi de unde e pornit și încă trei merge, cu predictibilitate de 30 de ani, de 20 de ani. Uh, spre exemplu, în industria tehnologiilor noi mai suntem la smart fabric, noi suntem la haine deștepte. Deci, hainele uh, care uh, ai văzut nu cu siguranță, în care te murdărești de ele, nu se murdăresc. Mm -hmm. Sau sunt papuși care au prin smartphone să încălzesc. Sau scurt care să încălzește. Extraordinar lucru iarna. Adică noi ne trebuie să îmbrași trei scurte. Dar mai e una subțerică și pur și simplu ai pus termo statul, și el, și el te încălzește unde trebuie. Uh, respectiv, noi suntem în perioada în care uh, uh, tehnologia se implementează în, uh, în, materie sau în lucruri. Uh, 15 ani este smart dust -ul o chestie extraordinară, poți pe unii să să-i dar eu, pur și simplu, sunt fanat la tehnologie. Deci, adică, eu cred că asta este o chestie extraordinară. Uh, uh, Smart Duster este uh, colbu deștept. Asta înseamnă că uh, nanocalculatoare, atât de mici ca colbu, pe care tu poți să le inspiri, uh -huh. ele se duc în organismul tău și ele pot să-ți scaneze fiecare... Element și să duc în silență. Se sună film science fiction. Da, 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 dar asta este realitatea, la asta se lucrează acum. Sau, spre exemplu, să poți analizezi fauna, în care tu poți să intri în floare și să vezi ce se întâmplă acolo. Adică, tehnologia merge în direcția asta. În noi, pentru mulți, mulți oameni, să ai telefon care să facă legătură cu cosmosul, asta era science fiction. Eu când eram tânăr și frumos, eu aveam telefon pe care se putea de păstrat maxim 30 de mesaje. Siemens era. era. un, burundu, ca burunduc așa mitel, și număr de contacte limitat. Să ne spus nou cineva, încerc să încerc să-i spun bunelul meu, să-i spus lui ea, că noi o să putem ia ca muia să luăm legătura cu San Francisco sau cu Cosmosul și să-i arătăm și facem noi aici. El a spus, stai că de unde, de unde ne spunem vreo jumate de uh, uh, hai, bară de hrădire ca să asiguri tot asta? Calculatorul, primul calculator, mai mare ca camera asta de 5 ori. Adică, respectiv, nu ne pare inclusiv și cu tehnologia asta să fie genul, dar nu, asta e de asta care să ne controleze, nu. Adică asta este realitatea. Respectiv, în toate domeniile, ce spuneam, că jumătate din profesie o dispară. Pentru că foarte multe profesii evoluează. Foarte multe profesii merg pe direcția de automatizare. În business, la fel. Eu n-am nevoie de cinci vânzători, eu am nevoie de un vânzător și din CRM, și el mi asigură un proces de parcă ar lucra 5 cu foița și cu șocile în sensul ăsta. Adică mult mai puțin efort cu rezultat mai mare. Iată, este trendul pe care merge generația nouă. Cât fac mai puțin, să mai mult, în tot, în bani, în rezultat, în efort, în tot. Cât mai puțin efort. Dacă, uite, noi suntem într-un studio, tu n-ai terminat tehnologia, nu știu care, nu știu ce. știi că ai în fața ta un pupitru hmm. care este smart, destul de smart. Și tu trebuie trei putoane să apeși, ca noi să putem lucra cu tine într-un efer. Respectiv, tu la Radio Moldova ai fost? Nu, încă. Ca eu, când eram tânăr și frumos, am lucrat la Radio Moldova, prezentator la Ars Adolescentina. Apoi, acolo, după sticla și aia, trebuie să te încă și oameni care cu bobina să învârtească vreo 3 vreo doi să zică că pune pe foc ca să, ca să locomotiva. Adică, da, mă, ia fetiță, pac, 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 și gata, Oare are Black Magic și e, e de mai montajor de televiziune. Adică, în sensul ăsta, atât de simplu devenit să operăm cu tehnologia și atât de greu este fără ea, că noi nu putem să nu în afară de e. noastră. Nu putem. Deși ea, când o să te înregistrez în TikTok, să mă dau în Franța. Neapărat. Eu îți mulțumesc tare mult pentru dialog, pentru bună dispoziție și pentru informațiile utile pe care mi le-ai adus în această dimineață. Aveți grijă de voi, spălați-vă pe mâini, schimbați-vă parolele și fiți fericiți. <laughs> Mulțumim! Radio Vocea Speranței